A apărut motivarea instanței în cazul lui Alfred Bulai, arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de folosirea funcției în scop sexual și agresiune sexuală. Sociologul a negat acuzațiile în fața magistraților, spunând că nu și-a dat seama dacă jocurile organizate în stagiile de practică aveau sau nu tentă sexuală. Nu au existat reclamații cu privire la comportamentul meu. Sunt profesor de 35 de ani și am avut în jur de 4-5 mii de studenți. Am o vârstă în care se simte. Am ascuns faptul că am avut o problemă anul trecut în sensul că nu puteam vorbi, Sufăr de anumite afecțiuni medicale, hipertensiune și diabet. Alfred Bulai, sociolog și profesor, are stat preventiv pentru abuz sexual asupra mai multor studente de la SNSPA se află în prezent în spital recuperându-se după un infarct. Recent, acesta a redactat o declarație de 10 pagini adresată în magistraților în care își apără reputația și neagă acuzațiile care îi se aduc. În document, Bulai subliniază că în cei 35 de ani de carieră academică nu au existat plângeri sau acuzații la adresa mea de nicio natură. Această afirmație vine în contrast cu mărturiile mai multor studente care l-au acuzat de comportamente inadecvate și abuzuri. Chiar dacă inculpatul neagă săvârșirea celor două infracțiuni de agresiune sexuală, cu ocazia audierii din prezenta cauză, solicită ca judecătorul să înlăture în parte declarațiile oferite de acesta, deoarece se observă cu ușurință că atunci când declară în favoarea sa, inculpatul își amintește cu exactitate faptele, oferind detalii suplimentare, iar atunci când este vorba despre aspectele de fapt, fapt care îl incriminează, inculpatul ori nu și amintește, ori ocolește oferirea unui răspuns. În textul motivării se mai arată că una dintre victime a fost numită obiect sexual și a fost provocată să se dezbrace, nefiind singura dată când s-a întâmplat acest lucru. A umilit-o, jignit-o, nu i-a respectat dieta vegetariană, respectiv că a fost constrânsă să se dezbrace în fața numitului în timp ce se afla singură cu acesta în camera unde era cazat. Sub pretextul de a oferi feedback individual cu privire la activitatea desfășurată în practică,